Horoscop săptămânal pentru perioada de 31 august 6 septembrie 2020. Horoscopul săptămânii îți aduce previziuni astrale complete pentru fiecare zodie: berbec, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător și pești. Horoscopul săptămânal pentru 31 august 6 septembrie 2020 îți spune dacă vei avea succes în carieră, ce te așteaptă din punct de vedere al sănătății, cât de bine vei sta cu banii, dar și cu dragostea. Horoscopul săptămânii sugerează că nativii zodiei Scorpion sunt preocupați de sectorul sănătății. Berbec. Faceți pauză și ascultați! În prima parte a perioadei trebuie să vă auziți vocea organismului, să vedeți nota generală a gândurilor personale, dacă sunt cu tendință spre zona negativă sau încărcate de optimism. Dați dovadă de nehotărâre pentru că acordați celor din jur prea mult credit. Întrebați prea multă lume ce părere are despre dilemele cu care vă confruntați, aflați cam tot atâtea răspunsuri diferite și uitați de ce vreți și aveți nevoie cu adevărat. Similar la toate dilemele de acum, la dorințele partenerilor de afaceri, e important să vedeți cam ce resurse aveți la dispoziție pentru a face față noilor provocări sau proiecte profesionale. Starea emoțională trece prin suișuri și coborâșuri. Trebuie să fiți cât mai realist în a accepta limitele personale și a nu vă asuma mai mult decât e cazul. Porniți noi direcții, dar alegeți proiecte reduse ca durată. Căutați investitori în idei cu marjă de profit ridicată și cu mai puțin efort din partea voastră. Fiți îndrăzneți, admiteți constrângerile curente, fie cele fizice, fie cele de natură financiară și nu întindeți mai mult decât vă permite plapuma. Taur. Familia și parteneriatele nu prea ajung la un numitor comun. Fie e vorba de partenerul care vă cere să oficializați relația sau să vă implicați mai concret. Să aduceți mai mulți bani în casă sau anumite asocieri de afaceri externe nu sunt pe placul celor de acasă și ei nu își ascund nemulțumirile. Prima parte a perioadei poate fi una cu ceva frustrări. Deveniți mai mult defensiv. Aveți tendința să vă justificați pentru alegerile făcute în loc să vă folosiți de logică și să arătați că nu poate nimeni să vă impună cu cine să vorbiți sau cu cine să faceți afaceri. E important să fiți împăcat cu proiectele și persoanele cu care sunteți asociat. În cazul în care cei din jur doar verbalizează dubiile care există deja și în propria minte, atunci e bine să nu vă implicați în dezbateri inutile, ci doar să conștientizați și să vă planificați ceva timp pentru a analiza situația. Indiferent însă de natura tensiunilor de acum, e bine să stați mai retras, să vă evaluați și mental și ca stare financiară pentru a avea timp să vă organizați și să prindeți în buget mai multe situații posibile. Fiți deschis la sugestii, luați discuțiile de acum ca pe lecții de răbdare. Gemeni. Sunteți plini de idei, activ și atât de învervă, prins cu planuri de viitor, proiecte din ce în ce mai noi și inventative, încât la jumătate perioadei e posibil să resimțiți instalarea unor stări de extenuare. E bine să vă faceți un program, să fiți organizat în ieșiri și să luați în calcul schimbări aproape constante de ore și de persoane în jur. În periplul din prima parte puteți reîntâlni persoane din trecut, cu care acum aveți ocazia să reluați legătura fără tensiunea anterioară de multă vreme. Recunoașteți că aveți nevoie de un timp pentru a fi și singur, pentru a vă pune în ordine gânduri și pentru a vă reîncărca bateriile emoționale. Bateriile fizice le revitalizați pe ultima parte a perioadei, când veți fi mai dispus să reluați ieșirile cu prietenii, să vă distrați, să mergeți la sala de sport. Referitor la planul profesional, e bine să primiți sfaturi, să vă consultați cu colegii. Rac. Controlul emoțiilor și evitarea comportamentului nesăbuit vă ajută foarte mult pentru a evita problemele dificile din zilele de vară care au mai rămas. Fiecare decizie pe care o luați nu trebuie să fie spontană, negândită, săvârșită din încăpățânare sau din dorința de a dovedi ceva cuiva. Altfel se pare că norocul se îndepărtează de voi și veți înceta să simțiți armonie cu eu-ul vostru. Puteți lua contact cu un lucru sau întâlni o persoană care va veni din trecut, poate dintr-un loc foarte îndepărtat și nu este vorba nici de ultimii ani, nici din copilărie, ci dintr-un trecut pe care să nu-l mai amintiți. Se pare că voi cunoașteți această persoană din legături karmice. Cu această ocazie veți începe să vă gândiți la destin. Poate părea că realizările de până acum sunt minore și veți dori să încercați ceva nou. Ascultați-vă flerul, deoarece universul însuși vă oferă indicii și determină ceea ce este cel mai important. Deși nu tot ceea ce ați planificat până acum sau ce planificați zilele următoare se va dezvolta așa cum doriți, din orice situație dificilă puteți face o experiență pozitivă. Leu. E recomandat de a utiliza tactici de genul un pas înainte, doi pași înapoi.
De asemenea, în această perioadă să fiți pregătiți pentru o confruntare și evitarea micilor răutăți din partea celor care sunt cu ochii pe voi. Vor fi zile cu energie amestecate, cu tristeți, cu popularitate personală, cu teste, creștere în afaceri ori cu seducție. Aspirația de a crește statutul va fi însoțită de ajutorul ascuns al superiorilor, iar iubirea plăcută și rezolvarea problemelor prelungite se vor altera cu durerea, dezamăgirea, sentimentul că nimic nu merge așa cum ați dori. O contribuție importantă la astfel de circumstanțe va fi sprijinul prietenilor. Evenimentele se vor concentra asupra problemelor interne, ascunse de ochii curioși și care afectează zonele financiare sau de proprietate. Fiți atenți dacă lucrați cu documente, dacă mergeți în excursii lungi și la condus. Dar poate că din eșecurile personale veți învăța ceva bun și se va trezi din voi dorința de dezvoltare personală și auto-îmbunătățire. Financiar fiți moderat în cheltuieli, ele să fie exact după nevoi, iar referitor la câștiguri, ele vin din lucruri minore, deși mai puțin decât altă dată. Fecioară. Deciziile perioadei necesită o analiză atentă. În relație cu cât sunteți mai călduroși, cu atât mai bine va fi viața comună în anii următori. Deocamdată, în această săptămână vor exista dificultăți, pentru că de multe ori unii nativi trebuie să-și părăsească copiii și pe cei dragi din cauza locului de muncă, ori să petreacă mai puțin timp cu ei. Puteți întâlni pe cineva mai în vârstă decât voi sau o experiență de viață mai bogată, o persoană matură sau cu autoritate de la care aveți mai multe de învățat. Această întâlnire poate fi un adevărat reper pentru voi. Evenimentele care apar în viața socială vă vor afecta starea de spirit, căci se pare că de ceva vreme vi s-a schimbat norocul. Pe drumul spre atingerea obiectivelor stabilite, vă așteaptă în continuare teste surprinzătoare. Este posibil să nu aveți entuziasmul că o să reușiți în afacerea pe care o plănuiți și sub presiunea circumstanțelor o să încercați ceva nou, să căutați să vă apărați interesele decisiv în fața altora. Balanță. În special dacă v-ați născut în ultima decadă a zodiei, încercați să vă luptați mai activ împotriva neajunsurilor care vă împiedică să trăiți cu frustrări și fac să ia naștere în voi nemulțumirea interioară. Veți simți nevoie să aflați mai multe despre ce fac prietenii voștri și veți începe să vă dați întâlniri, așa cum nu ați mai făcut-o în ultimul timp. Relațiile de cuplu vor fi presărate cu poticneli, dar cine a mai văzut să meargă acolo totul bine în perioada asta? Fiți și voi mai îngăduitor cu celălalt, nu puneți presiune, chiar dacă aveți dreptate în ceea ce susțineți. Scorpion. Discuțiile de acum sunt axate pe seriozitate, pe aspectele pragmatice. Vă raportați la detalii din viața de zi cu zi, nu luați decizii decât dacă vi se îndeplinește un minim de condiții legate de asigurarea confortului și a nevoilor cotidiene. Vă preocupă starea de sănătate, căutați informații despre menținerea cât mai mult și cât mai bine a unei stări de echilibru psihoemoțional. Trebuie să găsiți un echilibru între planul carierei și cel al preocupărilor legate de sănătate, care acum pot deveni excesive. Vreți să le combinați, dar nu aveți cum să atingeți perfecțiunea nici în igiena pură a locului de muncă, nici în planificarea până în cele mai mici amănunte a orilor de masă și respectarea lor în condițiile unui program de muncă în sistemul competitiv actual. Faceți concesii, acceptați că e necesar să colaborați cu unii colegi, că e nevoie să stați peste program în anumite situații și zile și că armonie de la muncă e câteodată doar o idee. Săgetător. Nu este nevoie neapărat de discuții intelectuale pentru a vă menține atenția. Aveți nevoie mai curând să vi se povestească din experiența personală. Apreciați mai mult o conversație cu exemple practice, cu experiențe trăite concret și din care aveți de învățat și de admirat. Sunteți într-o dispoziție jovială. Vreți să asimilați situații, povești, să trăiți din plin experiențe noi, chiar și prin intermediul altora. Perioada vă trece prin diferite etape, de la a vă petrece timpul cu cei mai tineri și mai lipsiți de experiență, până la a considera că dacă le dați o șansă și nu-i priviți de sus, aveți de învățat chiar și din simpla lecție a recunoștinței în fața bucurilor simple ale vieții. Ulterior încercați să importați plenitudine și armonie la locul de muncă. Vreți să îmbunătățiți colaborarea colegială, pentru că la finalul perioadei să alegeți să stați cu partenerul, să vă împliniți sentimental și să trageți concluzii împreună. Capricorn.
Unele lucruri v-au luat timp și efort pentru a le dezvolta și a le optimiza. Astfel sunt relațiile de familie, tradiții la care ați lucrat și pe care le-ați perfecționat în timp. Chiar dacă alte lucruri sau persoane sunt nesigure pe aceasta, știți sigur că puteți pune bază. E important să recunoașteți valoarea acestora, să apreciați stabilitatea și să nu încercați să modificați ce știți sigur că funcționează, doar pentru că acum aveți o doană sau vreți pur și simplu altceva. Transformările ce vreți să le aduceți trebuie calculate, planificate și nu făcute pocnind din degete sau anunțând brusc pe ceilalți că de acum încolo lucrurile se vor desfășura după alte reguli. Puteți fi copleșit de dorința de variație, să vă uitați în jur și să trăiți cu senzația că anumiți colegi, prieteni sau cunoștințe au viață perfectă și că e de ajuns să faceți un anume lucru pentru a atinge același nivel de ideal. Vărsător. Aveți parte de romantism, de activitate pe plan sentimental, dar e indicat să rămâneți cu picioarele pe pământ și să visați cu ochii larg deschiși. Așteptările nerealiste sau să credeți prea mult în promisiunile altora vă poate deturna de la propriile planuri profesionale, vă poate face să prioritizați oameni și lucruri care destul de rapid se dovedesc doar o flamă de moment. Atenția este importantă și asupra banilor cheltuiți acum, din dorința de a face impresie sau de a ajuta prieteni, puteți să scoateți din buzunar mai mult decât vă puteți permite. Moderația și echilibrul sunt secretul în toate, pentru a evita ca la finalul perioadei să luați contact cu realitatea, nu așa roza intereselor celor pe care i-ați crezut și să vă faceți singuri acuzații. Legat de carieră sau de imagine, nu sunt utile schimbările extravagante, nici de atitudine, nici de comportament. Cu precădere să fiți cel mai vocal în fața superiorilor. Acum nu aveți de câștigat, ci reveniți la moderație. Ea e bună să vă ghideze în afirmații și în păstrarea reputației actuale. Pești. E o perioadă de acumulat înțelepciune. Sunteți mai filozofi în prima parte. Aplicați sistemul de valori în ceea ce faceți. Încercați să urmați principiile generale de morală, de etică și în competițiile profesionale și în cele de viață de zi cu zi. Vă puteți gândi acum chiar la cursuri de dezvoltare personală, la studii de perfecționare, să învățați o limbă străină. Planurile sunt susținute, dar cu mențiunea că e nevoie să fiți mai deschis ca de obicei, să abordați un unghi mult mai larg și să acceptați să includeți planurile și interesele partenerilor. Sunt momente de acceptare, de eliberare de unele concepții care acum nu vă mai aduc succesul urmărit. Similar pot pleca din viața voastră chiar persoane, prieteni care pleacă în străinătate și e bine să nu vă agățați de ei, ci să ieșiți să vă luați la revedere fără regrete.